Școala din Breb și grădinița din Șugatag n-au fost chiar avantajate de-a lungul vremii din punct de vedere al investițiilor. Acum însă le-a venit rândul să fie modernizate. Banii veniți prin Programul Național de Redresare și Reziliență vor ajuta la renovarea celor două instituții. Aceste modernizări se desfășoară pe mai multe paliere. Constă în schimbarea acoperișului, schimbarea șarpantei, schimbarea tot ce înseamnă reabilitare energetică, de fapt, schimbare geamuri, termoizolație, instalații interioare, instalații sanitare, electrice. Deci o reabilitare completă a celor două corpuri ca să fie moderne, pentru că școlile, din păcate, aceste două școli au rămas mult în urmă și nu au fost reabilitate. Activitățile de reamenajare a celor două unități de învățământ sunt în parametrii deocamdată, iar termenul de finalizare se preconizează a fi destul de apropiat. Lucrurile n-au început de mult, au început relativ acum, recent, dar tot așa, având în vedere ritmul în care se desfășoară lucrările, până în toamnă, la începerea școlilor, o să avem două școli pe lângă școala din Ognea Șucatac, liceu pe care îl avem, o să avem, după cum vă spuneam, cele două școli moderne. În paralel cu proiectul privind reabilitarea energetică, se desfășoară și cel privind dotarea unităților de învățământ, prin care acestea vor primi mobilier nou, echipamente pentru laboratoare și tehnică modernă.